A fost sărbătoare în aer liber în centrul capitalei. Relaxarea restricțiilor a scos în stradă sute de tineri pentru a petrece primul pas către întoarcerea la normalitate. La ora 24, toți cei prezenți în fața Casei Poporului și-au dat măștile de protecție jos. Mai așteptată decât în noaptea de Revelion, ora 24 a fost momentul în care măștile de protecție au fost date jos, iar restricțiile de noapte au devenit istorie. Liberă o țară, liberă să trăim cu toții, să fim fericiți, fără măști, să mergem fără droguri, că noi nu suntem cu d-astea, să mergem să bem, să mâncăm, să avem cafenele deschise, restaurante și femei multe, să apelați la mine, Gabriel06 pe Instagram. Este puțin trecut de miezul nopții, iar din acest moment purtarea măștii în aer liber nu mai este obligatorie. Excepție fac însă spațiile publice aglomerate, pe cum stațiile de transport public în comun, târgurile și piețele în aer liber. Tinerii care și-au dat întâlnire în parcarea din Piața Constituției s-au simțit ca înainte de pandemie. N-am avut niciodată nimic contra măștii, dar e altceva, știi, să poți să stai să te bronzezi eu pe față. Îți dai seama, ne bronzam cu model, nu vi se părea ciudat, gen, pe bune? Cum te simți fără mască? Aer curat, poți să respire, totul în regulă, nu-ți nicio problemă. E ok așa. Ni se lua de restricțiile astea, la orele astea, la 10 de închideau în casă. Pentru mine, clar, erau rele, sincer să fiu, că aș fi vrut să ies, sunt tânăr, nu vreau să stau în casă chestrat. Când vine vorba de vaccinare, însă părerile sunt împărțite. Eu unul m-aș vaccina doar pentru un singur lucru, că pot să mă duc la fotbal, pot să plec din țară fără să mai fac test și toate cele. The vaccine, yes, of course. I think it helps. I mean, in my point of view, it is a good thing to do it. Nu mă vaccinez, nu am de gând să mă vaccinez pentru că nu vreau și nu am nevoie să mă vaccinez. Libertate! Libertate!